apariție absolut extraordinară. Bucurați-vă astăzi de vizita în casa dumneavoastră a doamnei Marina Voica. Să o ascultăm cântând. Ceasă inventat, țara visurilor mele, unde mă voi ancora, să clătesc mâinele grele, n-apă rece din cișmea. Dar departe țara ceasă, n-am să mai ajung la ea, ca burgul din fereastră, apune steaua mea. Iarăși toamnă grea, orice cântec se sfârșește, tot așa ce viața mea. Dar departe țara ceasă, n-am să mai ajung la ea, ca burgul din fereastră, apune steaua mea. Trec cocori sus în stoluri, vine iarăși toamnă grea, orice cântec se sfârșește, tot așa ce viața mea. Și miere, tu clipa cea mai grea, printre umbră și zebrele, ai hrănit iubirea mea. Țara visurilor mele, cum e stea canul albi, și la capătul cărării, căutând m-am rătăcit. Dar departe țara ceasă, n-am să mai ajung la ea, ca murgul din fereastră, pune seala mea. Iarăși toamnă grea, orice cântec se sfârșește, tot așa și viața mea. Dar departe țara ceasă, n-am să mai ajung la ea, ca burgul din fereastră, pune steaua mea. Trec cocori sus în stoluri, vine iarăși toamnă grea, orice cântec se sfârșește, tot așa și viața mea. Strălucitoare, doamnelor și domnilor, așa cum v-ați obișnuit. Doamna Marina Voica este în platoul nostru. O invităm să vină alături de noi. Să rămână. Haideți pe aici, doamnelor și domnilor. Avem o surpriză, va fi un moment foarte emoționant astăzi împreună cu doamna Voica. Să rămână. Sunteți absolut grozavă, minunată ca de obicei. Tânără, nici nu mă întreb de unde atâta tinerețe. Dar dumneavoastră știți de unde. E bine? Complimente. Corect să fiu veselă și bine dispusă la tine. Foarte bine. Doamna Voica, vă mulțumesc foarte mult. Haideți